Vecilor aproape că nu li se va simți prezența la serviciu, motivele vor fi legate de finalizarea unei lucrări importante. Taurii sunt plini de energie, apropierea weekendului face să fie dinamici și în mare formă. Și gemenii au un tonus excelent în primele ore ale dimineții, așa că ar face bine să profite de acesta și să se ocupe de rezolvarea activităților urgente. Racii au tendința de a trage concluzii pripite astăzi și ar fi indicat să ia lucrurile mai ușor. Leii sunt foarte agitați astăzi, iar acest lucru ar putea afecta buna desfășurare a lucrurilor de la serviciu. Fecioarele vor fi numai un zâmbet astăzi, vor obține ceea ce își doresc în plan profesional, iar asta le va da mari satisfacții. Balanțele sunt de un calm desăvârșit și vor privi lucrurile așa cum trebuie, iar rezultatele bune vor veni de la sine. Scorpionii își vor dedica majoritatea timpului activităților familiale, se anunță o zi liniștită, fără situații tensionate. Săgetătorilor le merge totul strună, implicarea maximă și eficiența vor contribui din plin la obținerea rezultatelor dorite. În schimb, capricornii ar trebui să fie mai îngăduitori cu cei din jur, în acest fel ar evita iscarea eventualelor conflicte. Vărsătorilor le va fi pusă încercarea la încercare, activitățile din plan se vor desfășura cu dificultate, iar acest fapt îi va face să fie irascibili. Iar pentru pești, ziua nu va debuta în cele mai bune condiții, însă după prânz, primirea unei vești le va însenina întreaga zi. Acestea au fost previziunile astrale, ne revedem puțin mai târziu la știrile mondene. Olivia, Valentin,